caz șocant în municipiul Drobeta Turnu Severin. Seara trecută, o tânără în vârstă de 26 de ani a fost ucisă prin înjunghiere chiar în scara blocului de către presupusul concubin în vârstă de 53 de ani. Atenție, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. El a auzit o femeie schela, a doua, cea s-a treia, foarte. Aici a fost prinsă și înjunghiată de încă 8 ori, lovituri ce i-au devenit fatale. Seara zilei de 17 octombrie s-a dovedit a fi fatală pentru o tânără de 26 de ani din municipiul Drobeta Turnu Severin. Aceasta a decedat în urma loviturilor de cuțit primite de la presupusul concubin. Am fost solicitați la o persoană de 26 de ani inconștientă. La fața locului am găsit o victimă cu 3 plăgi înjunghiate, hemitorace anterior drept și hemitorace posterior drept. Inconștientă, s-au început manevrele de resuscitare. S-au efectuat 45 de minute, dar din păcate s-a constatat decesul de către medicul SAJ aflat la fața locului. Martorii incidentului susțin că ambii păreau să fi consumat băuturi alcoolice. Conflictul ar fi început chiar în fața blocului, pe o bancă, în momentul în care tânăra ar fi refuzat să-l însoțească pe bărbat într-un anumit loc. Ulterior, bărbatul ar fi început să o lovească, până când a scos un cuțit cu care i-a aplicat tinerei o lovitură în zona stângă a pieptului. Victima ar fi încercat să fugă în scara blocului, cel mai probabil în speranța de a primi ajutor și de a fi salvată, însă ucigașul a fost pe urmele ei, punând-o la pământ, unde a înjunghiat-o de încă 8 ori, lovituri ce au devenit fatale. O crimă de-a dreptul terifiantă a avut loc în Drobeta Turnu Severin, pe Alea Cloșani, numărul 1, bloc F, scara 2. Din primele informații aflate de la martorii incidentului, se știe faptul că un bărbat în vârstă de 53 de ani a înjunghiat concubina sa, în vârstă de 26 de ani, chiar pe banca din fața blocului. Acesta a încercat să fugă în scara blocului după prima lovitură. Ulterior, bărbatul a prins-o în scara blocului, înjunghind-o de încă 9 ori. Tânăra se afla undeva în zona aceasta. Aici a fost prinsă și înjunghiată de încă 8 ori, lovituri ce i-au devenit fatale. Vecinii au alertat imediat autoritățile, iar criminalul a fost prins la scurt timp de la săvârșirea faptei și se află în custodia poliției. Salvatorii ajunși la fața locului au încercat manevre de resuscitare ale victimei timp de 45 de minute, însă acestea au fost în zadar. Aceștia nu au mai putut decât să declare decesul. Din informațiile primite de la martori, victima nu avea familie, aceasta crescând într-un centru de plasament. Tot aceștia ne-au spus și ipoteza conform căreia tânăra nu ar fi vrut să se prostitueze, iar de aici ar fi plecat cearta urmată de tragedie. Locuitorii din zonă au spus faptul că bărbatul nu se află la prima abatere, ci la a treia, acesta fiind condamnat în trecut tot pentru crimă. Acesta fusese recent eliberat din închisoare. A petrecut 20 de ani în spatele gratiilor, după ce și-a omorât fosta concubină. El a omorât o femeie schela, una, a doua, cea s-a treia, fapt, care a făcut-o în 5 schela cladului și oriunde urmărea numai cuțite și cuțite. Pentru el nu era, să zic, cu alcool. Alcoolul pentru el nu a fost nimic. El a fost gelosia între el, femeile, ca să le omoare. Atâta eu vreau să vă spun și nu mi-e frică nici pușcării cu mult soțul ce. S-au și cu declarații care vă dau dumneavoastră. El trebuie pedexit pentru pe viață. Și este recidivist? Este recidivist pe viață. Nici sora lui nu-l suporta. Venea la noi în casă cu japa. La 12 noaptea, la 1 noaptea, la 2 noaptea. A fost și arătat voastră în casă? Da. Chiar a fost în casă, băut cu ea acolo așa. Și pleca afară pe bancă aici și așa pe bancă o tăie. Aici e cetară? Da. Pe bancă o tăie. Eu când venisem din Coloșa, deja ea era tăiată.
Făptașul va fi cercetat acum pentru omor calificat. În momentul de față, infracțiunea de omor în România se pedepsește cu închisoare de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Însă acest lucru nu îi sperie pe autorii acestor fapte extrem de grave, aceștia de cele mai multe ori recidivând. Ca atare, legea privind infracțiunea de ucidere a unei persoane ar trebui înăsprită astfel încât să fie oprit pe cât se poate acest fenomen întâlnit atât de des.